Mie îmi spune Rusanda Curcă, trăiesc în satul Hârtop din raionul Cimișlia și sunt lucrător cultural de profesie, dar fac voluntariat în activism civic și activism ecologic. Bună ziua! Facem o campanie de informare cu privire la arsul frunzelor. Eu nu știu dacă am lăsat la dumneavoastră. Nu trebuie să votați. Adică trebuie să votați, dar și nu vreți. Zic că am ușa schiși frunzele și lumea să înceapă să le dăie foc, dar știți că nu se poate. Și mă gândeam să informez oamenii că poate să facă compost din trânsele după asta, să le pui la pătlăjele. Știți, le pună într-un colț de grădină, dar nu să le dăie foc. Și ele putrezesc? Și ele putrezesc, da. Și de folos. Da, da. Așa faceți? Da. A, să dau la fată, da, vă rog frumos. Sănătate. Da, da. Asta cred că e partea a doua a campaniei de informare cu privire la arderea deșeurilor. Prima am avut-o în toamna lui 2019, când am informat prima parte de sat, când am reușit atunci să informez tot satul. Și acum continui, pentru că tocmai se apropie sezonul frunzelor și oamenilor le place să facă curat și pentru ei a face curat înseamnă să dea foc. Și cumva îi informez despre nocivitatea arderii deșeurilor și cumva le dau și soluții ce să facă cu ele. Unii spun că societatea nu e pregătită, dar cum o pregătești? Deci există pași și primii pași pe care îi faci de informare, asta înseamnă să pregătești oamenii pentru ceva mai mult. Eu cred că fiecare poate schimba lucrurile la nivel micro și macro, implicându-se, și asta s-a dovedit în timp. Că acolo unde este solidaritate și conștientizare, lucrurile se mișcă foarte repede. Și avem exemplele altor țări unde managementul deșeurilor este bine pus la punct și el funcționează și oamenii îndeplinesc toți pașii, da, de gestionare. Sortează un organica la compost, totul se reciclează. Am conștientizat împreună cu familia, da, nevoia de a schimba modul nostru de viață, așa treptat și nu radical. Să nu mergi radical cumva, tot e important. Nu trebuie să fii vegan, zero waste, nu plastic, nu, dar să știi cum să reduci impactul tău negativ asupra mediului prin acțiuni mici. De exemplu, acum câțiva ani în urmă, familia a renunțat să mai dea foc la deșeuri, la orice fel de deșeuri, pentru că și noi practicam chestia asta, după care am început să urmăm principiile permaculturii în grădina noastră, să mulcim, să compostăm deșeurile de grajd și deșeurile vegetale. Am adus deșeurile de grajd în grădină și uite, le împrăștii ca să acopăr întreg pământul, pentru că de obicei pământului nu-i place să stea gol niciodată. Adică oamenii care spun că le place tare curățenia și lasă pământul fără acoperământ, îi face o mare daună. Cumva pământul întotdeauna trebuie să fie acoperit ori cu iarbă, ori să le punem deșeurile astea organice și să-l acoperim tot. După care am început să îmblăm și noi cu torbițele și mai recent am început să cumpărăm săculețe compostabile și biodegradabile pe care să le folosim în uz și să nu le folosim pe alea de plastic. Și consumul de carne e redus în familia noastră, nu ținem, adică consumăm carnea pe care noi o creștem și oricum o creștem cu produse organice. Industria cărnii este una dintre cele mai poluante, în special creșterea vitelor cornute mari. Cumva, pe tot parcursul ăsta care s-a întâmplat organic, am și devenit și ecoactivistă în sat.
dacă fiecare om și-ar da seama de problemele de mediu și prin acțiunile sale ar încerca să minimizeze impactul lui, nu că doar s-ar schimba ceva sau ar am fi pe punctul ăsta zero unde nici nu dăunăm, nici nu îmbunătățim, eu cred că noi am putea îmbunătăți situația asta împreună și fiecare prin acțiuni mici. Când te duci la magazin, îți iei sacoșa de acasă dacă o ai, te duci la o odihnă undeva, nu cumperi veselă de unică folosință, iei vesela de acasă sau îți cumperi sticluța ta de sticlă ca să o ai, nu petul. Adică prin activități simple sau vezi că ai 5 perechi de pantaloni în garderobă, poartă-i până rămân în ferferiță, după care îți cumperi haine noi. Asta e simplu, e destul de simplu ca să le poți implementa acum.